una din probleme. Iar dar noi despre probleme am vorbit. Tu dacă faci în amatorul, ce ai să faci? Eu fac o propunere pentru echipa care face amatorul. Cred că trebuie să revii la ideea afișelor. Dar tu cum crezi? Întâi să alegi echipa sau întâi să alegi omul? Că eu înțeleg, cineva trebuie să-și asume proiectul ăsta. Dacă nu vrei nimic, tu vrei mult. Dacă nu vrei nimic, cum să fac nimic echipă, dacă nimeni nu vrea să alegi oamenii, da. Deci eu cred că ar trebui să vorbim întâi de viziunea celor care vor să apuce de amatorul. Eu m-aș băga numai în condițiile în care nu vor fi alții propuneți. Sau poate cel care o să vie, echipa nu o să vrea. Exact, da, dar s-ar putea să nu-l fac la fel de bine ca cei care l-au făcut anul ăsta. S-ar putea să fac același festival cum a făcut 3 ani. Vreau să evit asta. Apucați-vă de muncă, cineva dintre membrii High Park, poate chiar și voluntarii, cine are atâta idee, cine are atâta imaginație. Nu e niciun voluntar aici, mă timp că eu nici nu au depus cerere. Voluntarii? Da, n-au depus, gata, deci un voluntar, tu n-ai depus nicio cerere. Bun, în orice caz, pentru că activez în High Park ceva timp și propunerea ta o să o analizăm, dar vrem să auzim ce intenții aveți voi. Cine începe? Eu am discutat cu Ana Maria cu câteva spune în urmă, că sunt interesată de proiectul ăsta și chiar dacă am ieșit din organizație, vreau să continui să mă implic măcar la amator. Pentru că țin mult la festivalul acesta. Dar vreau să fac altfel decât... adică să pun accent mai mult pe partea civică la festivalul amatorul și pe neprofesionalism. Ceea ce a lipsit la ediția de anul ăsta. Am vorbit cu Ana Maria, cumva să facem o echipă, dar... Mi-a scris mai devreme că deja s-a răzgândit și nu mai vrea să se implice la ediția asta. Mi-a spus și de ce? Nu mi-a spus de ce. E un SMS, nu poate să dea atât de detalii. Eu rămân cu dorința de a mă implica, dar vreau să știu cine din Hyde Park e dispus să implice, să fac parte din echipă, ca să știu cu cine lucrez. Că dacă nu se implic membrii Hyde Park-ului, atunci trebuie să fiu... Să-mi caut aliați din alte părți, dar... Dacă vrei, eu pot să-ți dau o soluție la chestia asta. Deci, întâi, dacă vrei să-ți asumi etapa următoare, adică să te apuci de proiectul ăsta ca administrator de proiect, putem în Hyde Park să dăm o fișă în care fiecare scrie de la 1 la 5 în ce măsură poate să implice în amatorul, ca tu să știi pe cine contezi. E suficient asta? E posibil și asta, dar oricum sunt oameni care deja știu ce înseamnă amatorul și... Vrei să ridicăm mâna, spunem cine s-ar implica? Și deja se identifică cumva, și identifică locul, da? Sau știu deja cum ar putea să contribuie. Și vreau din cei care sunt aici, deja spun, uite, eu tot mă interesează și vreau să mă implic. Vrei acum să ridicăm mâna cine e interesat? Da, eu vreau să formez întâi echipa, după care să ne apucăm de restul. Să desfășori proiectul, probabil, la asta se așteaptă. Ca să convingi pe ceilalți, până la urmă, noi, uite, apropo, ne-am gândit la o sistemă de vot. Dacă o să fie 1, 2, 3 persoane care vor să se implice în proiectul ăsta, okay, trebuie să alegem. Dar eu nu vreau să fac alt festival. Voi știți ce înseamnă amatorul. Dar de ce să ne încredem că tu ai să-l faci bine, dacă tu nu spui nimic ce ai să faci? Eu, de exemplu, vreau să știu ce ai de gând să faci. Dar eu nu vreau să decid eu singur ce vreau să fac. Că vor să fac altceva. A cincea ediție a unui festival deja stabilizat și înseamnă să vrei să spui, vrei să faci altceva, înseamnă ce altceva? Să nu faci filme, dar să faci sculpturi sau ce să fie acolo, sau curse biciclete. Nu, zici că o spun accent de filmul civic. Eu așa am auzit. Și am zis că ea știe ce, o știu ce înseamnă. Înțeles că vrei să faci altceva, alt film. Nu, am zis să revenim la ideea de bază, la... Și am spus că nu vreau să decid eu singur, dar să fac eu un chip. Asta deja se discută în echipă. Păi de asta își spun că am nevoie întâi de echipă, după asta să discutăm ce facem. Pentru că eu am careva idei, dar asta nu înseamnă că-s bătut în cuie. Noi am vrea ca ideile astea să fie discutate inclusiv aici, ca să știm cu ce pornim. Bine, eu... Dar am înțeles acum... mai multe lume care candidează. Hai să vedem cine mai candidează, cine mai vrea să apuce de amatorul. Vreau să colaborez cu orice echipă în măsura în care am colaborat până acum. Pentru că s-a antrenat într-un proiect comercial la televizor care îmi consumă toate resursele. Dar pot să fie un juriu la oricare preselecție, pot să fac
proiecte, pot scriu cereri, pot semnez, pot fac curierat, orice. Să mergi la ambasadă, la ambasadă, dacă orice, o să orice, inclusiv proteste, pot ies în buța goală să promovez festivalul. Nu pot să gestionez eu așa proiect. Îți pare foarte responsabil și... Ideea e bună. Deci îți gata să lucrez cu orice echipă, în orice echipă, cu orice lider, dar nu pot să-mi asum eu proiectul. Încercați să ascultați. Am pus în mare parte pe mediatizare, pentru că mediatizarea au lipsit la ediția de anul trecut. Și s-a simțit, da. Și eu deja am vorbit cu cineva, pentru că chiar la ediția cealaltă aveam în plan să facem un spot care să fie, mai mult un spot social care să avem posibilitatea să fie difuzat și la televiziuni și la alte site-uri care să colaboreze cu noi. Gratuit, nu vreau să băgăm aici mii de lei, da? Și deja am vorbit și cu cineva care poate să mă ajute să facem spotul ăsta. Dar oricum am nevoie de oameni care trebuie să ne bazăm. Așa în aer spuneți de una singură tot. Acum întrebarea de bază. Într-o echipă care o să facă amatorul, ești dispus să te implici sau numai dacă coordonezi proiectul? Nu neapărat. Bun, deci tu ești interesată să te implici în amatorul, indiferent în ce măsură. Bun, alte dorințe. Cine mai vrea să candideze? Foc. Eu, de pildă, am o propunere la referitor la festivalul amatorul. Nu știu, eu m-am gândit așa că de mediatizat proiectul ăsta să fie mai bun. Odată, în două săptămâni, de făcut lângă Cavos, de pus o... Mai asta ține de echipa care o să ocupe. Noi acum decidem dacă împuternicim cuiva obligația sau nu are responsabilitatea. Eu spun ideea mea. Asta o să discutăm duminica viitoare cu echipa. Acum suntem oameni care alegem omul. Am înțeles.